A lua cina fără cercetare de sine, a lua cina atunci când nu există unitate. Sau a nu lua cina? Pentru că nu există unitate. Adică a spune una cu buzele, cum făceau ei, în teologia lor despre moartea Domnului Iisus Hristos, și a face alta cu viața ta, este egal cu a proclama erezii. Când cina nu este luată într-un chip cuvincios, când biserica nu este unită, când nu există dragoste și oamenii privesc la noi că luăm cina și facem pe îngerași, dar pe la spate ne bârfim, da? pe la spate ne trădăm, ne înjurăm, ne săpăm. Care este mesajul? Ce spune despre jertfa Domnului Isus Hristos? Ce mesaj transmite despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Este egal cu arunca în amvon și a spune prostii. Da. Mai mult poate anulează toate lucrurile bune care spune, spuse din amvoanele unor biserici.